Primăria Municipiului Călăraș va executa în perioada 13-18 septembrie 2019 o nouă etapă de deratizare în vederea eliminării populației derosătoare de pe domeniul public. Deratizarea va fi efectuată în intervalele orare 8-12 și 13-17 în zona 10 Nivele 2 Moldoveni, Cartierul Obor, Anele 2, Cartierul Micro6 și platformele de gunoi. Tratamentele se vor aplica doar când condițiile atmosferice sunt favorabile. În caz contrar, poate fi prelungită perioada, fapt ce va fi comunicat ulterior. Substanțele active ale produselor utilizate sunt avizate de Ministerul Sănătății prin Comisia Națională pentru Produse Biocide. Se recomandă populației să evite circulația în preajma locației unde se face tratamentul în perioada de timp și în intervalul orar menționat anterior.